Take me up to heaven. Yeah, she got me reaching still. Salut! Eu sunt Narcis și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Școala de Trading. Astăzi o să analizez un nou proiect pentru voi, mai exact Filcoin, un proiect care din punctul meu de vedere are un potențial foarte mare în următorul bull market. Haideți să vedem cum arată și unde ar trebui să luăm profitul. În 2021 Fil a atins un maxim de $238, da? Apoi am avut un pullback până la $2.46. Acum, dacă fie mai testează $2.50, fie exact unde suntem acum, al 3.2, aș investi, da? Și primul meu target, da, ar fi undeva la $13.9. Aici aș vinde 50% din suma pe care am acumulat-o, da? Și în momentul când ar avea un pullback, cel puțin 0.38, 0.5, 0.6, aș reinvesti acei bani, iar la 0.6 aș vinde încă 50%, da? Adică la $37 aș vinde încă 50% în situația în care mai avem un pullback de aici, fie 0.5, fie 0.38, da? Aș reinvesti acei bani și aș aștepta până la 238, maximul din 2021. Aici aș vinde fie 50, fie 75%, da? Tot timpul trebuie să vă gândiți, cu cât vindeți mai mult, cu atât, cu atât practic aveți bani în mână, și faptul că aveți bani în mână sunteți mult mai siguri, da? Faptul că puteți să mai rămâneți cu 25% din monede în situația în care are un hype și vrea să urce, gândiți-vă, poate să urce până la 1.61 Fibonacci, înseamnă enorm. $4.000 înseamnă enorm. Nu știu dacă o să ajungă acolo, poate bull market-ul ăsta care vine sau mult mai târziu, dar tot ce este peste 238 sunt bineveniți. Adică poate să fie 300, poate să fie 400, poate să fie 500 sau stop loss în cazul în care urcă și vrei să fii safe, să vă puneți un stop loss. În cazul în care coboară sub 238, să vă ia stop loss-ul și să fiți safe, să fiți protejați. Da? În principiu, eu așa aș face. Aștept și părerea voastră și nu uitați, toate proiectele pe care mi le cereți, le notez și în fiecare zi o să încerc să fac câte un proiect nou. O zi minunată, baftă și Doamne ajută!